Pe 27 septembrie, Muzeul Județean va găzdui cea de-a doua ediție de la Buzău a evenimentului internațional Noaptea Cercetătorilor Europeni. Prima ediție a evenimentului european a fost organizată în 2005 și a atras până acum peste 1,5 milioane de vizitatori. Și în toamna anului 2019, Muzeul Județean Buzău a fost cooptat de către organizatorii la nivel național al evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni. Este încă o dată o reconfirmare a faptului că suntem o instituție care prezentăm interes, suntem o instituție care a confirmat. Motiv pentru care și în 2019, împreună cu publicul nostru, în seara zilei de 27 septembrie, ne putem bucura de programe dedicate nopții cercetătorilor europeni. Vor fi organizate ateliere și activități extrem de interesante și de atractive, mai ales pentru tineri. Aceștia vor putea experimenta alături de oamenii de știință și vor putea descoperi ceea ce se află în spatele unor fenomene naturale extreme. Este vorba despre ateliere pe care le pregătim noi la Muzeul Județean Buzău, atât specialiștii noștri, cât și partenerii noștri. Și deja suntem în discuții foarte avansate cu colegii de la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale din Buzău. Toți vizitatorii vor avea de văzut și de învățat lucruri noi și vor avea ocazia să scrie numele și data nașterii cu caractere chirilice. La fel ca și în 2018, materialele promoționale pentru eveniment, precum și toate celelalte echipamente, ne sunt asigurate de către organizatori. Repet, este vorba despre un eveniment internațional organizat de către Comisia Europeană în cadrul activităților Marie Curie, pentru că să fii cercetător câteodată este funny. Evenimentul se va desfășura în clădirea Muzeului Județean între orele 19:22, iar accesul vizitatorilor va fi gratuit.